pacienții nu știu ce fel de picior au și nu poartă papucii corespunzători. Dacă nu își aleg papucii corespunzători, apar și deformările la nivelul piciorului. Presiunile nu se distribuie uniform pe întreaga suprafața tălpii piciorului și atunci pacienții de obicei pun o presiune necorespunzătoare pe o anumită zona piciorului și apar acolo dureri. Se formează și bătături în același timp. Și atunci bătăturile limitează dureri, trebuie să prevenim înainte de traseu. Și atunci la specialist e cel mai bine devenit în momentul în care simțim cel mai bine.